În weekend, Casa de Cultură Ineroman îl primește pe Moșul. Pentru această întâlnire, copiii din cadrul cercurilor au pregătit un spectacol. Sâmbătă 13 decembrie, începem cu ora 12, la noi la Casa de Cultură Ineroman, și duminică 14 decembrie, începem cu ora 11, îi invităm să vină să vadă aceste spectacole, zic eu, frumoase, pregătite cu mult, mult suflet de acești minunați copii și instructorilor, bineînțeles, și să ne bucurăm împreună de aceste sărbători de iarnă care ne bat la ușă și se apropie cu pași repezi. Moș Crăciun va poposi pentru câteva minute și la Medgidia. Toți copiii vor primi cadouri nu înainte de a-i demonstra moșului că ei sunt vestitorii nașterii Domnului și ambasadorii păstrării și transmiterii obiceiurilor și tradițiilor populare românești. Am vorbit cu moșul, i-am trimis scrisoarea și a spus că nu poate să lipsească nici sâmbătă, nici duminică de la acest eveniment frumos, aceste evenimente frumoase. La Medgidia, activitățile specifice sărbătorilor de iarnă vor continua. Mai sunt pregătite multe alte surprize, iar copiii trebuie să fie cu minți.